găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Bianca Oancea și vă invit să urmăriți știrile Clar TV Mușcel. Cancelaria Sfântului Sinod a hotărât o serie de măsuri de prevenire pentru a evita infectarea cu noul coronavirus. Printre acestea se numără: bisericile rămân deschise, însă desfășurarea slujbelor religioase se va oficia doar în aer liber, de regulă lângă lăcașul de cult, altar de vară sau pridvor, cu participarea a maximum 100 de persoane, păstrând distanța de minimum 1 metru între participanți. Sfintele slujbe și spovedaniile din această perioadă a postului mare se fac afară, cum vedeți și în spatele meu, la altarul de vară și respectiv aici în curtea bisericii. Căutăm să avem dezinfectanți la dispoziție pentru toți cei doritori. Căutăm să îi întrebăm pe oameni dacă sunt din situații de contaminări, dar acum fiecare răspunde în funcție de conștiința pe care o are. Și așteptăm să vedem dacă nu cumva se va impune și la noi ca pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă să stăm mai cu minți spre casă, urmând ca să ne reunim când apele se liniștesc. Un mesaj pentru perioada în care suntem și prin care trecem. Nu doar pentru faptul că suntem în post și pentru faptul că este acest coronavirus, ci în general este bine să ne rugăm mai mult și mai cu drag. De ce? Pentru că viața noastră în primul și în primul rând depinde de cine a creat-o, adică de Dumnezeu. Și nu trebuie să ne alăltăm, nu avem motive de alertă, ci avem motive de încurajare. Este bine să ne prețuim mai mult credința, să ne prețuim mai mult biserica, să ne prețuim mai mult familia și pentru asta să fim mai atenți cu tot ceea ce facem, dar rugăciunea mai multă întotdeauna ajută. Părinte, sunteți în lucru, așa cum bine se știe, datorită pandemiei de coronavirus, slujbele se vor ține afară, sunteți pregătit? Da, sigur, sigur că ne așteptam la lucrurile astea. Deja primisem instrucțiuni de la centrul eparhial și de dimineață din nou am fost la protoierie și știm că numai afară se pot face slujbele și în biserică doar așa, câte o persoană de spovedit, de împărtășit, cazurile care sunt acum, că e și postul mare. Și în rest o să facem aici și Sfântul Maslu afară și duminica la liturghie și e bine că avem spațiu așa destul de întins aici în grădina asta frumoasă și o să facem aici slujbele, că trebuie să ne rugăm și pentru situația care e și pentru țara noastră și pentru cei din alte țări care sunt în situația asta grea și e nevoie de rugăciune la Dumnezeu. Și noi trebuie să ne ferim, dar și Dumnezeu să-i cerem ajutorul să ne izbăvească din situația asta grea. Un sfat pentru credincioși? Sfatul este ca să fie întăriți, să se întărească așa, în credință, prin rugăciune și să își pună toată încrederea în Dumnezeu, să se ferească de așa tot ce le-ar putea aduce așa o situație grea în casă și asta e rugăciune la Dumnezeu și noi să ne ferim cât putem. Aceste măsuri rămân valabile pe tot parcursul pandemiei pe teritoriul României. Muzeul Municipal din Câmpul Lung a fost închis pentru o perioadă de 30 de zile, începând din data de 18 martie. Hotărârea a fost luată de conducerea instituției ca măsură eficientă de combatere a răspândirii coronavirusului. Într-adevăr, în urma deciziei luate de către autoritățile naționale, prin care s-au interzis activitățile culturale, religioase și de divertisment, a trebuit și noi să facem o analiză internă asupra riscurilor pe care le presupune vizitarea unui muzeu, chiar dacă este și el de Câmpul Lung. În urma consultărilor și coordonatorul principal de credite cu instituția căruia noi suntem subordonați, începând de ieri, de la ora 14, am luat decizia să închidem la vizitare toate secțiile muzeului. Până la ce dată de 30 de zile și angajații? Angajații își continuă programul de lucru, pentru că, așa cum se pare că foarte puțină lume știe, munca unui muzeograf sau a unui conservator nu se rezumă la a asigura accesul de vizitare. Avem de făcut cercetare științifică, avem fișe analitice,
avem de făcut inclusiv curățenia anuală a muzeului. Programul de lucru funcționează normal pentru angajați, dar publicul vizitator va trebui să mai aștepte un pic până să vadă muzeul. Vor fi schimbări pentru noaptea muzeilor în program? Informarea pe care am primit-o săptămâna trecută pe e-mail de la Rețeaua Națională a Muzeilor, care este gestionarul acestui eveniment la nivel național, a fost că există toate șansele ca acest an să se amâne sau să se anuleze cu totul. Cei de la Rețeaua Națională a Muzeilor din România sunt în contact permanent cu Rețeaua Europeană a Muzeilor, cu Rețeaua NEMO, cea care este gestionarea la nivel european al evenimentului, și încă nu s-a primit din Europa, nu s-a primit un răspuns. Așteptăm. Dar, din păcate, după toate previziunile, nu se va întâmpla pe 16 mai, așa cum ne pregăteam noi. Există fie varianta organizării nopții muzeelor în septembrie, de ziua europeană a patrimoniului, fie să fie un an mai trist și din punct de vedere cultural. Vizitatorii nu mai au acces la cele 4 secții pe care Muzeul Municipal le are în administrare: istorie și artă, etnografie și folclor, mausoleul Mateiaș și Casa Memorială George Topârceanu. Pandemia de coronavirus afectează și fermierii. Agenția de Plăți pentru Agricultură restricționează accesul vizitatorilor de orice fel la toate sediile Centrului Județean și la sediile centrelor locale subordonate. Prin această măsură se suspendă activitatea de vizare a carnetelor de rentier agricol în perioada 12 martie-4 mai 2020. Activitatea de primire a cererilor unice de plată pentru perioada 16 martie-6 aprilie. Controlele la fața locului până la data de 31 martie pentru măsurile acordarea ajutorului financiar FEGA în cadrul programului pentru școli al României, acordarea ajutorului financiar pentru programele de reconversie și restructurare a plantațiilor viticole, asigurarea recoltei plantațiilor viticole cu soiuri de struguri de vin, acordarea sprijinului financiar pentru măsura de investiții în sectorul vinicol. Totodată se prelungește perioada de depunere a cererilor de sprijin pentru sesiunea numărul 4 aferentă sub măsurii 8.1, împădurirea și crearea de suprafețe împădurite, și sesiunii numărul 3 aferentă sub măsurii 15.1, plăți pentru angajamente de silvo-mediu, similar cu prelungirea perioadei de depunere a cererii unice de plată pentru anul 2020. Sub măsura 8.1, împăduriri și crearea de suprafețe împădurite, sesiunile 1, 2 și 3, și sub măsura 15.1, plăți pentru angajamente de silvomediu, sesiunile 1 și 2, similar cu prelungirea perioadei de depunere a cererii unice de plată pentru anul 2020. Se suspendă efectuarea controalelor pe teren pentru anexa 17B sau alte tipuri de controale ca urmare a unor sesizări, reclamații, controale specifice măsurilor de agromediu, acolo unde se impune prezența fermierului, precum și deplasarea în teren a consilierilor biroului inspecții și supracontrol. S-a prelungit și perioada de depunere a deconturilor justificative aferente trimestrului întâi pentru beneficiarii măsurii 14, bunăstarea animalelor, cu o lună, respectiv, până la data de 31 mai 2020, urmând a fi propuse măsuri suplimentare în funcție de evoluția restricțiilor impuse pe fondul epidemiei. S-a suspendat efectuarea controalelor pe teren pentru anexa 17B sau alte tipuri de controale, ca urmare a unor sesizări, reclamații, controale specifice măsurilor de agromediu, acolo unde se impune prezența fermierului. S-a suspendat deplasarea în teren a consilierilor biroului inspecții și supracontrol în baza delegațiilor, ordinelor de control sau serviciu. În continuare se desfășoară activități privind documentele pentru schemele de sprijin cuplat în sector vegetal 2019, care se vor depune la sediile APIA, centrale și locale. Și tot la sediile instituției va continua activitatea de eliberare a adeverințelor privind finanțarea capitalului de lucru pentru desfășurarea activităților curente de către beneficiarii măsurii 14, bunăstarea animalelor. Funcționarii implicați vor prelua solicitările și vor preda adeverințele la intrarea în instituție.
Primăria Municipiului Curtea de Argeș, prin serviciile din subordine, organizează permanent acțiuni de igienizare a străzilor, trotuarelor, parcărilor și parcurilor. Pe lângă acest lucru, persoanele din conducerea Primăriei Curtea de Argeș, încearcă să-i conștientizeze pe locuitori cât de important este ca în această perioadă să evite pe cât posibil deplasările. Fac un apel către cetățenii municipiului Curtea de Argeș, fac un apel pentru oamenii care eu îi consider că sunt foarte responsabili pentru perioada pe care o trecem zilele acestea, să stea acasă. Constatul stupoare că au început să plece la plimbare, vin la cumpărături în familie, vin la cumpărături ca într-o zi de târg, să zic așa. Oameni buni, deci vă rog frumos, stați acasă. Veniți la cumpărături în centrele de alimentație publică, nu se vor închide, veniți pentru strictul necesar, vor fi deschise permanent și suntem alături de voi, dar vă rog, stați acasă de bună voie să nu ajungem în situația în care ne vor impune alții să stăm acasă, că va fi foarte rău. După montarea celor două corturi la spitalele din Câmpul Lung, în curtea Spitalului Județean de Urgență Pitești, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș au instalat un cort cu destinație de punct medical avansat. Cortul are o capacitate de 30 de locuri și va fi destinat în această fază cazurilor incerte care au nevoie de așteptare, o perioadă scurtă de timp, până la efectuarea anchetei epidemiologice pentru a se putea ști cu exactitate unde vor fi dirijați. Acest cort, în cazul în care numărul celor suspecți și contaminați va crește, va putea fi folosit și ca staționar până la internarea lor în spațiile special amenajate în unitățile Spitalului Județean de Urgență Pitești. Pacienții, după ce au traversat câteva etape, care înseamnă pretriere și triere, cei care încă nu au lămurită situația și epidemiologică și de comorbiditate, sunt invitați să ia loc pentru un interval de câteva minute, până când toate procedurile legale care sunt de actualitate trebuie să îndeplinite. Și rostul în această fază este acest compartiment. Deci nu pentru pretiere, nu vine pacientul că vine cu ambulanța sau că vine pe picioarele lui sau cu mașina lui, vine încoace, nu. Există un pretriaj și triaj în locația spitalului, în încăpere, exact conform. Repet, aici vor veni numai cei care nu au definite și foarte clare și de unde vin și în ce condiții sunt, pentru a ști unde îi ducem mai departe. Dacă sunt suspecți, dacă vin din carantină, puțin probabil să fac un popas aici, pentru că din carantină, în caz de necesitate medicală, vine direct acolo cu salvarea, pentru că el nu poate să plece din carantină. În schimb, cei care sunt izolați la domiciliu, vin și pe posibilitățile proprii, nu numai cu ambulanța. Și atunci, dacă datele nu sunt suficiente de anchetă epidemiologică, din ce țară provin, de câte zile sunt și așa mai departe, și care pot să aibă o comorbiditate, spun comorbiditate pe înțelesul tuturor, o altă afecțiune, de exemplu, și-a luxat piciorul, are o entorsă, are un alt gen de afecțiune care necesită asistență medicală, nu cu conotație virală, cu atât mai mult de coronavirus, este invitat să ia loc aici pentru a se lămuri lucrurile foarte clar, pentru a ști exact ceea ce este de făcut. Variantă 1, cum am dat exemplul luxației, este nevoie de asistență medicală în profil ortopedic. Știu că este suspect, că i s-a recomandat după verificarea asta, în timpul ăsta de așteptare, și știu clar că trebuia să stea izolat la domiciliu, atunci mă comport altfel și atunci duc pe secția de ortopedie în zona special amenajată, pentru că fiecare secție din cadrul Spitalului Județean are o zonă de izolare, un salon sau o rezervă, în caz de intersectare de posibil contact, posibil suspect, cu o altă afecțiune de profil, urgența trebuie să o tratezi, acea urgență pentru care a venit. Și atunci luăm poziție și ne orientăm. Dacă este pe conotație de izolare și este nevoie ca să meargă
din datele respective spre infecțioase, se va duce spre infecțioase acolo unde vor staționa și vor aștepta rezultatele de la Matei Balș. Ceea ce facem noi aici este în a veni ca sprijin pentru Spitalul Județean pentru a crea un spațiu tampon în eventualitatea în care vor veni un număr mare de cazuri în contextul coronavirusului. De precizat este și faptul că aici există și două paturi unde se poate asigura asistență medicală de specialitate. Cu toate că România trece printr-o perioadă delicată, serviciile oferite de către societatea noastră de telecomunicații vor fi asigurate în parametri normali, ca și până acum. Relațiile cu publicul se vor desfășura în condiții de maximă siguranță. Abonații societății noastre de telecomunicații nu trebuie să se îngrijoreze de faptul că nu își pot achita la timp facturile. Angajații noștri respectă măsurile care se impun într-o astfel de situație prin care trece România. Oamenii pot apela cu încredere la reprezentanții zonali și la punctele de încasare cunoscute fără a se teme de contactarea virusului. Societatea noastră a luat toate măsurile de prevenție pentru ca abonații noștri să fie în siguranță. Eventualele deranjamente apărute în rețea le puteți anunța ca și până acum. Acestea vor fi soluționate în cel mai scurt timp de echipe pregătite special pentru astfel de intervenții, fără a exista riscul unei contaminări. De asemenea, așteptăm și de la dumneavoastră, abonații, respectarea măsurilor ce se impun pentru a evita răspândirea coronavirusului. Alb-violeții rămân acasă în această perioadă, iar același lucru îl cer și suporterilor. Ionuț Badea, antrenorul din Trivale, este cel care a dat tonul. Un gând bun și un sfat. Regulile sunt făcute pentru a fi respectate. Sunt făcute pentru voi și nu împotriva voastră. Rămâneți acasă. Protejați-vă pe voi și pe cei dragi vouă. Noi, vulturii, rămânem deocamdată acasă. Alb-violeții și-au urmat antrenorul. Salutare tuturor! Trăim momente neplăcute. Respectați deciziile autorităților. Fiți precauți. Cu răbdare vom depăși aceste momente. Vulturii stau acasă. Salutare tuturor! Trecem printr-un moment greu. Din cauza ultimelor evenimente petrecute, e bine să rămânem în casă și să respectăm deciziile autorităților. Nu uitați! Vulturii rămân în casă. Salutare tuturor! Noi ca oameni trecem printr-o perioadă foarte grea. Doar împreună vom putea depăși această perioadă nefastă. Fiți precauți și respectați recomandările autorităților. Nu uitați, vulturii stau acasă. Salutare tuturor! Haideți să respectăm împreună mesajele transmise de autorități, cât și regulile de igienă personală. Vulturii rămân acasă. Federația Română de Fotbal ia în calcul reluarea sezonului pe 16 mai sau 13 iunie. Campionatul Ligii a doua, ediția 2019-2020, ar putea continua într-o variantă specială pentru a se încheia și a determina echipele care vor promova în Liga 1, respectiv cele care vor retrograda în Liga 3. Grupul de lucru al FRF, din care fac parte reprezentanții tuturor eșaloanelor fotbalistice din România, inclusiv reprezentanții FRF, LPF și ai Sindicatului Jucătorilor, a avut o ședință în care s-a discutat despre viitorul competițiilor din țara noastră. Propunerile făcute de fiecare au dus în final la două variante care pot fi luate în calcul. Prima ar fi ca antrenamentele să se reia de la 16 aprilie, iar campionatele de la 16 mai, iar în a doua, în care campionatele să fie repornite de la 13 iunie. În ambele se va merge pe sistem play-off, respectiv play-out. La nivelul Ligii a doua ar urma să se joace astfel. Primele 8 clasate din acest moment vor intra în play-off, în timp ce restul de 10 vor merge în play-out. Echipele își vor păstra în noul clasament punctele obținute până în acest moment, mai puțin pe cele câștigate la masa verde, în retur cu exclusa Sportul Snagov, unde este cazul. Cluburile vor juca câte un singur meci împotriva adversarilor din noul clasament, din care vor face parte, iar ordinea partidelor, acasă sau în deplasare, va fi stabilită prin tragere la sorți. Deci, în play-off vor fi 7 meciuri în total de fiecare echipă, iar în play-out sunt câte 9 jocuri de fiecare. Regulile promovării, respectiv retrogradării, vor rămâne aceleași ca în sezonul normal. Primele două clasate, acum în play-off, vor promova direct, iar a treia clasată merge la barajul pentru promovare. Din play-out vor retrograda ultimele 3 clasate din cele 10 echipe. Pentru ziua de mâine, meteorologii anunță în continuare vreme frumoasă în județul Argeș.
În nordul județului, cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra la Vlădești și la Drâmănești. Aici vom avea 20 de grade Celsius. La polul opus se află Nucșoara, însă nu cu temperaturi foarte scăzute. Aici vom avea 14 grade. De asemenea, la Corb se vor înregistra 17 grade, iar la Câmpul Lung 15 grade Celsius. Și în sudul județului va fi cald, aici maximele se vor înregistra la Râca, unde vom avea 21 de grade Celsius. De asemenea, piteștenii se vor bucura de o zi călduroasă cu temperaturi de până la 21 de grade. Și în județul Dâmbovița ne bucurăm de temperaturi ridicate și de vreme frumoasă. În nord, temperaturile se vor încadra între 15 și 18 grade. 15 grade vom avea la Râul Alb și la Bărbulețu și 18 grade la Voinești. Iar în sud avem maxime de până la 21 de grade Celsius. La Târgoviște, de asemenea, ne bucurăm de vreme frumoasă cu temperaturi de până la 20 de grade. La noapte, cerul va fi în mare parte acoperit de nori, iar temperaturile se vor încadra între 2 și 3 grade Celsius. Mâine și poimâine avem vreme frumoasă la Câmpul Lung cu temperaturi de până la 16 grade. Duminică sunt semnalate precipitații, posibil să apară chiar și fulguieli, iar temperaturile scad până la valoarea de 10 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, grupajul informativ se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pentru a urmări emisiunea Obiectiv Mușcelean. Vizionare plăcută! La revedere!